Bună ziua, bine v-am găsit. Continuăm cu verificarea stupinei și a verifica coloniile care au potențial de a trece iarna. Ne mai băgăm un amitraz, mai un siropel, deci le luăm la rând așa frumos. Continuăm. Aici avem iară posibilitatea să mai punem niște sirop. Avem două colonii, mi se pare că da, și arată bine. Arată bine. Asta are potențial să treacă de iarnă. Bun, văd că albina este activă până în spate. Scoatem prima dată benzile care nu le mai folosim, care au fost date. Și aici voi putea da sirop. Bun. Prima dată dau ramele astea de o parte care consider că trebuie restrânse, deci asta este un fel de a doua restrângere. Au mai zburat albine și pe jos, asta e. Acum mă uit eu la fiecare albină, dar nu pot să-l salvez pe fiecare. Oricum au murit ele destule fără să intervin eu. Să încercăm să scoatem o ramă. Ar fi o ramă ideală pentru a o da deoparte. Această ramă aș vrea să o dau eu în spate. Da? Că nu are puiet. Deci am mai eclozat ultimul puiet care era de eclozat și acum putem să mai strângem cuibul. Așa. Unde se poate, bineînțeles. Rama asta e plină cu miere și să vedem acum dacă avem puiet aici. Dacă avem, îi pun o diafragmă după ultima ramă și apoi albina mai vine ea în cuib dacă e nevoie. Aaa, ce frumusețe! Eclozează albina! Și ce e și mai bine e că albina e sănătoasă. M-ar interesa să mai văd câteva ouă. Mai sunt, deci mai sperăm la două generații de albinuțe. Bun. Aici, ăsta arată frumos, e sănătos. De pe interveneam eu un pic mai repede, mă. O lună de zile îmi trebuia. Deci lucrarea asta care o fac acum s-o fi făcut acum o lună. Aia era un câștig enorm. Da, superb. Vedeți acum că puietul este compact. Avem și larve. Superb, superb. Așa trebuie să fie. Avem încă o colonie promițătoare. Acum strâng aici, așa, și o să-i pun o diafragmă lângă. Și aici, în colțul ăsta, ea mai are loc pentru... Aș lua miere, dacă mai are chef de așa ceva. Dar zona psihică albinei poate fi gestionată, să spunem. Așa, aici văd că e o folie zdravănă, e în regulă, nu trebuie schimbat. A, să nu uiți să pun amitrazul, e cel mai important lucru. Cel mai important lucru să punem amitrazul, că dacă îl uităm,
Și așa suntem fripți, adică destul de mult, dar păi dacă nu mai punem, da, păi dacă nu mai punem deloc. Atâția varoa n-am mai văzut la mine din 2016, din anul în care am pierdut întreaga stupină, de atunci n-am mai văzut atâția varoa. Acum vreo două luni mă gândeam, mă, nu se vede varoa, ce o fi? Ce o fi de nu se vede varoa? No? Că mi s-a îndeplinit dorința, da? Acum vedem varoa mai mult decât trebuie, să zicem așa. Ar merge unificat, dar până nu-i cureți bine, nu te poți juca cu unificările. Nu te poți juca cu unificările. De ce? Fiindcă știu că este o anumită infestare și coloniile sănătoase s-ar putea să le afectez cu... scot rama asta, să scot diafragma. Și albina vine și după să ved. E albina suficientă după diafragma. Știi cum se spune? Când n-ai probleme cu varoa, ai probleme cu mâncare. Când n-ai probleme cu mâncarea, ai probleme cu varoa. E în regulă, rămâne așa. Așa, așa rămâne. Sigur are puiet. O băgăm la loc. Această ramă am intrat și să pun borcanele cu sirop. Cine se gândea că poate fi atâta varou? Cine? Eu nu m-am gândit, se vede. Bun. Am intrat. Și acum să gestionăm punerea siropului. Să punem sirop. Așa, punem bine folia. Să pun bine și înălțătorul. Hai, perfect. Și avem de pus un borcan aici, unul în partea opusă. Avem de pus două borcane. Să punem telefonul un pic mai la umbră. Punem două borcane, deci punem unul aici, așa. Asta, acest lucru probabil trebuia făcut începând din luna martie. Luna martie, dar anul ăsta nu l-am făcut deloc. O să pară amuzant, dar am vrut să merg pe, cum să zic eu, să nu mai lucrez la ele cu borcanele, cu sirop. Acum mă întorc la acest lucru, la borcane și la sirop. Așa, am pus aici o jumătate de borcan așa și să-l punem albinelor.
Atât. La fel și în partea opusă. Mai pe mijloc. Aici putem pune un borcan mai mare. Apoi o să și ia ele dacă chiar au nevoie. Am spus, eu sunt un pic sceptic că vor lua siropul, dar îl pun să fie acolo. Îl punem să fie acolo. Acum vede. Aduc un borcan mai mare. Venim cu el și îl punem frumos. Pun doar câte o jumătate de borcan acum, că atât, să ajungă la toți. Și dacă îl ia și văd că le place, atunci vin și mai pun. Așa, să punem frumos, să așezăm aici la loc. Punem niște păturele. Aha. Punem capacul, trecem la următorul, mai uităm la unul. Deci asta lucrez la ei. Cred că le-am pus amintirea, sper că n-am uitat. Așa, mergem la următorul. Asta va fi următorul și aici chiar nu știu cum și ce, dar vom vedea imediat. Deci aici pături destule. Pături avem, albina mai pe aici colo. Bun. Și aici putem pune sirop și arată frumos. Arată frumos. O să vi se pare un pic ciudat că unii sunt frumoși. De ce? Fiindcă am mai ecrozat albinuță. Am mai ecrozat albinuță și iată, ăsta nici nu necesită, cred că. Adică o să-l mai strâng. Vedem acum. Vedem imediat. Deci o să se mai refacă ele, albinuțele, nu e o problemă. A fost intervenția un pic întârziată. Dar se putea și mult mai rău, fiindcă intenția mea nu era să mai deranjez până în octombrie. Pur și simplu nu am mai vrut să intervin, dar dacă am văzut că situația este așa gravă, am zis că totuși trebuie un pic intervenit. Așa, să luăm această ramă. O intervenție așa târzie, în octombrie, ar fi fost dezastruoasă. Nu mai avea sens, adică cred că prea mulți n-ar fi supraviețuit. Arată bine, dar totuși să mă uit un pic pe albina.
o să mai eclozeze, ia o generație de albine sănătoase și o să fie frumos el și acesta. Bun, deci ăsta rămâne în această configurație. Îmi pun amitrazul și, în mod normal, punem și un borcan cu sirop. Cei care nu sunteți obișnuiți cu amitraz, deci amitrazul este substanța activă din varachet. Este substanța activă din varachet. La fel de bine se poate face și din varachet aceste benzi, deci nu e nicio problemă, dacă dorești benzi. Eu le prefer, fiindcă în prezența puietului, dacă dai fumegație, nu prea prinzi varoa, adică prinzi o parte din varoa. Stați că aici trebuie adus sirop. Bun, acolo lăsăm așa, fiindcă să vedem. Am așa sau mai bine dacă îl luăm. Verific bine mărginile în primul rând și să punem sirop. Deci consider că aceste colonii vor fi salvate. Unele dintre ele vor avea o explozie frumoasă la primăvară, unele. Pun bețele pentru borcan. După ce să așez borcanul, că nu pot să-l așez direct pe speteze, pun așa două bețe. Un pic de sirop și ele vor sesiza că acolo e sirop, vor veni și o să-l ia. Deci cam așa e situația, cel puțin la o parte din albinuțe. Unele sunt în regulă, se pare că s-a mai îmbunătățit situația și o să acopere cât de cât acele rame pe care le-am lăsat eu, dar sunt și situații în care chiar sunt sceptic că s-ar putea să ajungă în iarnă. Bun, acum, văzând că lucrurile sunt un pic mai bune, ne uităm altfel la ziua de mâine. Până data viitoare, numai bine!